Peste 400.000 de doze de vaccin antigripal produse la Institutul Cantacuzino conțin o bacterie periculoasă și pot provoca șoc anafilactic. În urma analizelor făcute de Agenția Națională a Medicamentului s-a demonstrat că vaccinul antigripal conține endotoxine bacteriene foarte periculoase pentru om. Ministerul Sănătății susține că cele 400.000 de doze de vaccin toxic reprezintă de fapt o rezervă care va fi totuși folosită în cazul unei pandemii. Din decembrie 2013 știam deja că tot ceea ce se produce la Institutul Cantacuzino este o doză de s-a importat o doză de vaccin care a asigurat necesarul de vaccinare, iar dozele de la Cantacuzino, 400 de mii, sunt de rezervă. Ministerul sănătății are obligația să-și creeze rezerve, a declarat Vasile Barbu, președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților. Secretarul de Stat în Ministerul Sănătății Adrian Pan, a precizat că Ministerul nu are atribuții în punerea pe piață a vreunui produs farmaceutic, vaccin sau medicament, și că Agenția Națională a Medicamentului este instituția care hotărăște acest lucru. Agenția Națională a Medicamentului ne-a informat că în excepționale, dacă va exista o asemenea situație, vaccinul va putea fi utilizat în condițiile în care apare o pandemie și în care cel puțin una dintre tulpinile vaccinului gripal sezonier se va regăsi în formula virusului pandemic, a declarat Adrian Pană, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății. În prezent în Mehedinți mai există mai puțin de 100 de doze de vaccin antigripal, iar după epuizarea acestora campania de imunizare se va încheia. Din informațiile pe care le avem de ultimă oră, am înțeles că uh, se va suspenda această campanie de vaccinare și vom limita, limita la dozele care ne-au mai rămas și pe care le să le folosim în continuare. Vaccinul antigripal care a ajuns în Mehedinți a fost din China și nu de la Institutul Cantacuzino.